Incident ce așteptări acolo. aveți de la instanță? Nu vorbesc până la finalul procesului. Vă implor, nu încercați. Aveți o dispoziție din partea? Nu, nu am nicio interdicție. Am decis să nu vorbesc până la finalul anchetei. Dar vă temeți de o confruntare? Nu mă tem de absolut nimic. Nu, vă mulțumesc. Nu mă tem de absolut nimic. Ar putea să demonteze acele declarații pe care dumneavoastră le-ați dat? Nu pot să comentez nimic din acest dosar, înțelegeți? Nu, dar o eventuală confruntare ar putea duce, ar putea avea ca rezultat ca Elena vrea să demonteze cele spuse de dumneavoastră? Dar de ce nu ați denunțat? Ați de acord cu o confruntare cu Elena Udrea? Sunt de acord cu absolut orice ce se dorește pentru aflarea adevărului. Vă mulțumesc mult, mult de tot. Băi, colegul nostru. Ștefan Lungu, fost consilier al ministrului turismului Elena Udrea, la ieșirea de la Înalta Curte de Casație și Justiție, s-au prezentat acolo nu doar domnul Lungu, ci și domnul Gheorghe Anastasia, de exemplu, aflat la fel ca domnul Lungu în arest la domiciliu în dosarul Galabute. Tot la Înalta Curte de Casație și Justiție se judecă astăzi dacă sunt păstrate măsurile de arest preventiv pentru rude Lovreja, pentru Tudor Brazu. Iată-l și pe domnul Gheorghe Anastasia. Ați mers să semnalați acele nereguli despre care dumneavoastră vorbiți acum. De ce ați făcut acel acces lui Adrian Gărdean? Ce trebuie să intre Gărdean în Ministerul Dezvoltării și cu o geantă cu bani? Domnule Anastasia, sunteți de acord cu o confruntare între dumneavoastră și Elena Udrea? Lăsați-mă, oameni buni, că nu vă fac nicio problemă.